Poveste despre un bărbat și o femeie, despre o relație și despre cum descoper ce e cu adevărat important într-o relație. A fost odată ca niciodată un bărbat. Și la un moment dat în viața lui a apărut o femeie. Așa că odată a fost un bărbat împreună cu o femeie. Și omul ăsta minunat i-a spus femeii: Îmi doresc o relație împreună cu tine. Dar aș vrea să știi de la început că ceea ce vreau eu să fie în această relație este sinceritate, este încredere, este cinste și adevăr. Și dacă vreodată vei simți că între noi este altceva decât sinceritate, cinste, adevăr, încredere, vin o să-mi spui. Înainte ca aceste valori, înainte ca aceste perle, să le arunci la porci. Femeia s-a uitat la bărbatul de lângă ea, nu ca și cum ar fi intenționat să facă altceva în această relație, nu ca și cum ar fi pornit cu ideea, ar fi avut dorința să fie înșelăciune, să fie necinste, să fie neîncredere, să fie lipsă de fidelitate, dar a făcut ochii mari și s-a uitat la bărbatul de lângă ea. Parcă ar fi auzit prima oară aceste lucruri. Parcă în sinea ei n-ar fi știut că o relație înseamnă și aceste lucruri. Înseamnă sprijin, înseamnă sinceritate, înseamnă adevăr, înseamnă încredere. Și cred că îți dai seama că în povestea asta deja nu mai vorbim despre relația dintre un bărbat și o femeie, ci putem să vorbim și despre relația dintre doi oameni. Și dacă simți că dispare oricare din aceste aspecte, Spune-i omului înainte de a-l vorbi într-un fel nepotrivit cu un alt om, înainte de a te plânge de el că e într-un fel sau că e în altul. Înainte de a-l trăda, înainte de a-i spune secretele, spune-i lui întâi că în relația ta cu el nu mai e sinceritate, integritate, adevăr, fidelitate. Și femeia de care vorbeam la început a început o călătorie către ea însăși, ca să descopere cei cu lumea asta, cei cu ea, care-i rostul. Și călătoria asta a durat ani buni, și aproximativ după 15 ani de la primele vorbe spuse. Femeia și-a amintit cum a pornit relația dintre ea și acest bărbat. Adică, cu ideea că ne vom păstra întotdeauna aceste valori: sinceritate, încredere, susținere, adevăr. Și după timpul ăsta, aparent îndelungat, Chiar a putut spune, chiar a apreciat frumusețea și neosebitul și cât de special este acest bărbat care a venit cu aceste idei, punându-le la temelia relațiilor. Și cu toată inima femeia a apreciat, a și spus, a și pus în vorbe, a spus, uite cât de deosebit cred că ești tu în relația noastră și cât de deosebit cred că ești în lumea asta pentru că vrei să creezi relații bazate pe aceste valori aparte. Și povestea se încheie cum uneori oamenii văd un pic mai greu frumusețea din viața lor, Văd un pic mai greu frumusețea din oamenii din jurul lor. Poate le iau un pic de timp să vadă. Poate timpul e relativ, poate timpul nici nu există. Și cu toate astea, frumusețea din viața ta, frumusețea din viața oamenilor din jurul tău, frumusețea din oamenii din jurul tău, frumusețea din tine este acolo și a strălucit întotdeauna necontenit. Acesta este un episod din povestea mea, de Tha Healing în practică. Și a fost o poveste despre un bărbat și o femeie și cum a început o relație.